Doi bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șimleu Silvaniei pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit unui comunicat remis de procurorii sălăjeni, inculpatul Petruț Nicolae Vasile a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat faptul că în noaptea de 18 spre 19 martie 2014, inculpatul a pătruns prin secționarea gardului de sârmă în curtea locuinței persoanei vătămate, Barbu Aurel, din Chiești, județul Sălaj, de unde, prin infracție, a pătruns în trei magazii din curtea locuinței persoanei vătămate, de unde a sustras mai multe bunuri în valoare totală de 2.500 de lei. De asemenea, inculpatul Farcaș Micle Strugurel Andrei a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de furt. În data de 24 ianuarie 2016, inculpatul a sustras din locuința persoanei vătămate Pop Gavril din comuna Plopiș suma de 1.590 de lei, iar în data de 7 februarie 2016, inculpatul a sustras din anexa imobilului neîmbrejmuit, aparținând persoanei vătămate Troiac Ștefane din comuna Plopiș, un fierăstrău manual în valoare de 20 de lei. Ambele dosare au fost trimise spre competentă soluționare judecătoriei Șimleu Silvaniei. Procurorii sălăjeni precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.